Pentru poze, dacă doriți, 10 euro. Avem și la 12 album, 15 și cu mine. Bun, avem un următor calup de premii. De această dată am deosebită plăcere să invit alături de mine pentru a amâna premiile următoare pe Oana și Viorel Lis. Aplauze, vă așteptăm aici pe scenă. Haideți, dragilor. Cred că, și sincer vă spun, Viorel Lis, acum, dacă ar fi să concureze la un concurs de bancuri, cred că fără, doar și poate are și pe locul întâi. Este omul cu care, chiar dacă ești foarte supărat, râzi pentru că știe să facă umor. Să rămână, Oana. Bună seara. Aveți două microfoane. Bună seara. Haideți. Încet, 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 încet. Încet. Să rămână, Oana. Bună seara. Bine ați venit. Bună seara. Ce faceți? Ce să fac? Mă gândeam la un banc, nu? Adică, dacă îi vă spune mai încolo un banc. Apropo de jocurile de noroc. Un oltean ia un roz în plic și citește Renaulte. Și zice, ia uite, băi, eu credeam că e câștigător, ce-l aruncă. Am văzut într-o dimineață la radio o postare a Oanei care... Am povestit-o și la radio, pentru că era așa o chestie. Ajutor, am nevoie de ajutor. Viorel este pe aparate. Și la un moment când am dat poza mai sus, era domnul Viorel la păcănele, dădea de zon acolo. Oricum, Oana e lângă mine întotdeauna. Mi-a promis și atunci când am să mor, o să fie lângă mine. Bun. Haideți să ne apucăm să dăm premii. Da. Bun. Stați să iau și cristalul. Este acolo, mi-l mânați dumneavoastră. Ok, vă mulțumesc. Aparatul slot al anului. Își aude numele, vine aici pe scenă și pa la revedere. Mulțumim frumos. Deci aparatul slot al anului S Modulo de la Casino Technology. Bună seara! Modulo! S Modulo. Vă rog frumos. Ține scena atâtea persoane, da? Oana și domnul Viorel o să vă mâneze premiul? Da. Ne dăm împreună așa. Ce ne-aș spune așa? Nu. Felicitări. Da. Și vă rog frumos câteva cuvinte. Așa... Câte pozare și câte lași? Am furat eu microfonul. Un pahar de vin se poate sau ceva tărim? Nu, deloc. Vă mulțumim. Este al doilea premiu în decursul unei săptămâni. Cel mai apreciat multigame de pe piață, iar acum aparatul anului, nu putem decât să vă mulțumim vouă, partenerilor noștri. Mulțumită vouă, rezultatele noastre acum se văd. Mulțumim! Vă mulțumim frumos și noi și un an nou fericit și cu multă muncă în continuare. Sărut mâna, sărbători fericite! Nu, stați aici că mai avem. Mai avem, ca nu poți să stați aici cu mine. Oricum sunt foarte supărat că acum la ora asta Real Madrid e condusă cu 2-0. Și? Am pierdut un bilet. Am pierdut un bilet. Bun. Cel mai bun furnizor de soluții online. Soluții de care? Deci, cel mai bun furnizor de soluții online pentru 2018, Playtech. Aplauze! Și cine este din partea companiei să vină aici pe scenă? Sărut una, vă rog frumos. Unde este cristalul? A, l-a luat deja. Asta e armă. Sărut una. Vă rog frumos. O doamnă. Felicită. Nu, lasă eu, dar eu nu te-am. Nu, eu. Urmă-te. Vă rog frumos, câteva cuvinte. Da. Mulțumesc. Este un premiu pe care îl primesc în numele echipei mele. Și încununează munca noastră din ultimii 2 ani. Mulți ani înainte tuturor. Echipa este mare? Nu este foarte mare, da? Echipa Playtech este foarte mare. Studioul nostru din București s-a deschis cu 2 ani în urmă și urmează să se mărească. Este mic, dar de calitate. Bravo! Felicitări și succes! Ați văzut că și cei de la
guvern, au programul de guvernare să dezvolte toate aceste lucruri. Mai avem de dat? Da, mai dăm. Citeam undeva de curând, așa paralel cu tot ceea ce se întâmplă în această seară, că în acest an, pentru București și Ilfov, 117.000 de firme s-au închis. Succes! Bun. Cea mai populară platformă online de această dată, cred că și anul trecut au fost tot ei, Betano! Aplauze pentru Betano și vă rugăm să veniți pe scenă. Domnul Betano, bună seara! Bine ați venit! Obosit de atâta Betano astăzi, nu? Vă salut! Betano dimineața, Betano seara! Domnul Iisus să vă înmâneze premiul. Și aveți microfonul, vă rog. Mulțumesc! E pentru prima dată când câștigăm acest premiu. Vă mulțumim foarte mult pentru voturi. Și anul trecut parcă a fost pentru cel mai bun market. Da. Și atunci știu că nu trebuia să pregătesc nimica și veneam aici și ne puneai niște întrebări ciudate. Așa că n-am pregătit nimic. Doresc tuturor o seară plăcută și distracție în continuare. Eu v-aș întreba, unde aveți agenții? Agenții? Nu, suntem exclusiv pe internet. Cred că nu astăzi. Dar nu este de interes, nu. Pentru dumneavoastră. Sărbători fericite, seară frumoasă în continuare alături de noi. Rămâne cum am vorbit. Dacă ați luat premiul, nu plecați. Rămâneți până la sfârșit, da? Da? Nu. Ah. Domnul Sârb. Da. Bun. Cea mai bună sală de jocuri din București, domnul Iisus. Casino Mall. Cea mai bună sală de jocuri din București? Casino Mall? Game World București Mall. Bună seara! Ai văzut că am ghișat. Bună seara! Am ghișat perfect, da? Mulțumim frumos! A căzut ceva? Să trăiți, maestre! Felicitări! E o sală extraordinară! Da. Cât timp petreci în sală, Oana? Nu foarte mult, dar atâta timp cât mai și mănânc. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Cătuț. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Sunt onorat să reprezint Game Mall București Mall. Felicitări. Mulțumesc revistei Casino Life and Business. Felicitări pentru acest eveniment de succes. Absolut excepțional momentul de mai devreme. Încă un eveniment de succes pentru Casino Life and Business. Încă un an cu evenimente de succes și încă un an de succes pentru noi toți. După cum știți, Game Mall a intrat deja în al 20-lea an de activitate și în tot acest timp ne-am străduit să oferim clienților noștri cea mai bună experiență de jocuri și cea mai bună experiență de entertainment. Vom continua să facem acest lucru și în viitor. Este o promisiune. În numele echipei Game Mall București Mall, vă urez sărbători fericite tuturor și în 2019 așa cum vă doriți. Vă mulțumesc din dată. Sunt supărat pe Mirna, pentru că în seara asta trebuia să mă duc la mall. La jocuri. Mergem împreună la sfârșitul evenimentului. Vă mulțumim frumos, aplauze. Domnul Viorel, după a rămas, deci după plecați acolo, da? E non-stop. A, e non-stop. Bun, mergem mai departe. Mai mult stop. Bun. Cea mai bună sală de jocuri din afara Bucureștiului de această dată. Avem mai multe orașe care au participat. De această dată, cea mai bună sală de jocuri din afara Bucureștiului, Seven Club Cluj-Napoca. Seven Club, bună seara! Bine ați venit! Ne bucurăm să vă cunoaștem. Felicitări! Să-l salutați pe domnul Boc din partea noastră. Bună seara! Bine, la Cluj acum toată lumea. Am un prieten. Am un prieten care s-a căsătorit cu o doamnă din Cluj și după 3 luni vorbește cu nouă. Ce face Alexandru? Nu, bine. Cum mă, de 3 luni stai acolo și vorbești cu nouă? Aveți cuvântul. Bună seara tuturor. Sunt onorat. Mulțumesc organizatorilor și celor care ne-au mutat. Vă
doresc tuturor sărbători fericite și un an nou plin de realizări. Mulțumesc! No! Seară faină în continuare, sărbători fericite! Chiriile sunt foarte mari, să știți, la București. La Cluj, dacă aveți nevoie de chirie, mai bine veniți la București, aici, în capitală, unde toate sunt ok. Curățenie, civilizație, trafic. Eu am crezut că a spus că după 3 luni s-a îmbogățit. Ce? Nu. S-a îmbogățit cei de la, s-au îmbogățit cei de la Antol, de la toate festivalurile astea nebune. Era o glumă, să nu mai vorbim de bine Clujul, pentru că o să se ridice chirile acolo. Bun. Ultimul premiu din acest calup și vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi. Cel mai bun sistem de monitorizare de această dată. Votat, citit, auzit de el, cunoscut, Newtown. Cel mai bun sistem de monitorizare. Bună seara! Nu vă așteptați, tocmai ce vrea să vă puneți un pahar cu vin. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Oana v-a mânat premiu și aveți de spus câteva cuvinte, vă rog, pentru toți cei care sunt prezenți aici. Bună seara, v-am găsit. Bună seara și v-am găsit. Îmi rămăsese mintea la Newton. Newton, vă mulțumesc în numele întregii echipe, pentru că în spatele acestei performanțe se află, de fapt, o echipă. Și ne bucurăm ca pentru al cincilea an la rând să fim în continuare lideri de piață. Dar nu mi-am scris discursul de acasă. Și în anul următor, Newton va veni cu funcționalități noi. Newtown, da, suntem noi în oraș. Dar va veni cu funcționalități noi exact acolo unde vă doriți, la fidelizarea jucătorilor și la încăsări. Pentru că acolo contează. Și Ana. Dar Ana are treaba bine. Joacă și Ana. Da. Însă, o să vă împărtășesc și un mic secret în seara asta. Anul viitor, Newton va lansa un produs total nou și să știți că ne respectăm întotdeauna promisiunile, după cum ne cunoașteți. Va fi ceva nemai văzut, poate chiar la nivelul întregii lumi. Un sistem, nu vă spun că de-aia este un mic secret. Un sistem care va, de care va beneficia atât jucătorii, cât și operatorii. Domnul Dragoș Buriu vă poate spune în privat mai multe. Așa că dacă nu sunteți partenerii noștri, încă ar trebui să vă grăbiți să deveniți. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Să înțelegem că dacă devenim parteneri, o să aflăm această nouă ceva ce nu s-a mai foarte tare. Da. Vă mulțumim frumos. Seară frumoasă în continuare. Oana, ne revedem ceva mai târziu. Trebuie să vă mai spun încă o dată, încet, nu vă grăbiți că avem timp. Să vă mai spun o dată sponsorii cei care au făcut posibil această întâlnire a noastră aici, anume Ambasador Events, bună seara, mulțumim, aplauze. DGL Pro, Grisogono Style Studio Calea Victoriei, numărul 101, unde vă invit să mergeți pentru că sunt lucruri chiar frumoase, rochițe, dar sunt și lucruri bărbătești, cămășile sunt foarte ok. Premier Palace Spa Hotel, unde iarăși vă recomand să mergeți pentru că este un loc senzațional. Și Asociația RomBit. Vă rog frumos, veniți aici pe scenă. Ce s-a întâmplat? Ce, vă rog, microfon, stați, microfon. Bună seara. Ia să vedem. Vă ascultăm. Thank you very much. I will speak English better because yes. I'm here since 1.5 years. I understand 60%. Yes. I have to learn also. I have to speak in Romanian. Mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc mult pentru tuturor. For Premier Palace Hotel, we would like to add some value for special nights. Also some, we have some present for these awards. That's why we are here. Also, thank you very much for the MINA, for this nice event also. Yes. From our part. So, that's it. Çok güzel. Merhaba, nasılsın? Yeah, that's it. Am fost în Ankara. Placeți? Da.
Da, niște femei superbe. Vă rog, credeți că... Please. So, we have, for the awards, we have a spa voucher. As you know, Premier Palace Spa Hotel. We are located in Genja, Sector 6. We are unique hotel, spa hotel in medical. Also, we have 15 therapists and also over the 85 therapy in our hotel, which is served 5-star hotel. Also, with me, Turkish hospitality, as much as possible. Omică one little parantization. Este o investiție la spa în jur de 4,5 milioane de euro. Chiar vă rog să mergeți pentru că este un loc superb. Thank you very much. So for for this medical spa we would like to add some value as a from some massage also. Yes, yes. Medical. Thank you. Turkish massage. Nu Thailand. So we have Turkish hammam over there. Okay. Thank you. Thank you too. Aplauze. Și am deosebită plăcere să invit în fața dumneavoastră aici pe scenă o superbă domnișoară cu niște oi care m-au băgat în boală, dar nu mi-am permis să mă uit foarte mult la ei pentru că am venit aici cu prietenul care seamănă cu un luptător de la The K-1 și am preferat să-mi văd de treaba mea. Am mai apărut pe la televizor pentru că a participat la diverse concursuri interesante, o să vă spun aia ceva mai încolo despre ce este vorba. O invităm în, pe scenă pe domnișoara Georgiana Dascălu. Sărut mâna, bine ai venit, Georgiana! Te șechiredere. A, ce te șechiredere. Știu și eu câteva cuvinte, bună seara tuturor. Numele meu este Georgia, nu Georgiana. Georgiana. Are rog să te corectez. Newtown. Am dat noroc cu un președinte al unei companii și l-am prezentat. Îl chema domnul Grămadă. Grămadă Sorin și când am urcat pe scenă mi s-a tăiat filmul și l-am prezentat domnul Mușuroi, că am uitat numele, au râs să ia sau spart. Bine, te las aici prezent. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și să vă spun că îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Iar prima piesă cu care o să încep se numește Ziua de azi, este o piesă pe care am compus-o pentru Loredana Groza și care sper să vă placă. Lumea n-a pățit să iubesc.
Thank you.
piesa se numește Sway. Vă mulțumesc frumos! Și e o variantă a piesei care sper să vă placă. E cântată de 6 domnișoare de la trupa de Pussycat Dolls. Și el au făcut o variantă variată. Care sună cam așa. Scenă domnul Mihnea Popescu, în aplauzele dumneavoastră, bineînțeles. Nu, prea, aplaudați prea tare, nu mă mai înțeleg cu el după. Nu, mai încet, vă rog. Haideți, domnul Popescu, că avem de înmânat aici, noi avem treabă, suntem la serviciu. Mă simt util în seara asta. Da? Bun. Avem o nouă serie de premii. Premii speciale. Premii speciale. Categoria premii speciale. Sunt premii atribuite de către revistă, premii atribuite direct, fără vot, pentru câteva activități foarte specifice. Ok. Bun, avem odată premiul pentru cel mai de succes brand românesc. Și am numit aici brandul ambasador. Aplauze, mulțumim frumos. Nicușor Stan. Trebuie să vă spun că domnul Nicușor Stan, pe cât îl vedeți de subțirel, e un om foarte, foarte bazat, un avocat care a renunțat parțial la avocatură, s-a apucat de afaceri și probabil că face afaceri cu mult mai mare succes decât ar fi făcut avocatura. În afară de acest brand
Ambasador Events, în afară de această locație care este absolut spectaculoasă și dacă aveți ocazia vara să o vizitați cu totul, că este cu piscină, cu cățel, cu purcel, cu heliport, cu nici nu știu ce n-are, dar am mai clocit, să zicem așa, vis-a-vis este Ambasador Home, nu? Parcă Home se numește, un ansamblu rezidențial deloc de neglijat, foarte frumos, pot să vă spun că e foarte frumos, nu pot să vă spun că ar fi ieftin, este și foarte scump. Și în afară de asta, voia să-mi facă concurență, s-a apucat să creeze și un brand de confecții. Aici dar n-are nicio șansă. N-are nicio șansă, nu-i doresc succes. Și așa că în seara asta, pe lângă faptul că îi mulțumim că este o gazdă foarte bună, îi acordăm și premiul pentru cel mai de succes brand românesc al anului. Felicitări, Ticușor! Imediat o să luăm și te rog. Bună seara, în primul rând. Bună seara, mulțumesc foarte mult. Sunt onorat că mă aflu pe această scenă. De asemenea, prietenul meu drag, îi mulțumesc că se gândește să organizeze astfel de evenimente și în locația mea, care, eu zic că e o locație de suflet pentru el și pentru alții ca el. Da, într-adevăr, am intrat într-o altă zonă, într-o zonă a hainelor. Nu doresc să fac concurență nimănui, este loc pentru orice și pentru oricine, oricând. Ce să mă spun? Numai puțin, nu puțin, o secundă. Dacă te-l impoteza, uite, sunt pe scenă, nu pot să vorbesc. Te sun mai târziu, că domnul Nicușor lansează troale. Te sun mai târziu și zic, opa. Vă rog, da, scuze. Este loc pentru toată lumea. Cătălin, clar, este prietenul nostru și este numărul unu în acest moment, dar, de ce nu, într-un timp foarte scurt, am putea să ajungem de urmă, și eu și prietenul meu. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez și un noi Crăciun fericit și sărbători fericite la toată lumea. Asemenea și la dumneavoastră și o să vă rugăm să rămâneți pe scenă. Gașca, domnul Sârbu, ce semne faceți acolo? Ce semne? Mulțumesc prietenilor mei dragi, mulțumesc domnului Sârbu, domnului avocat Sârbul Lunarci și prietenilor mei dragi care sunt lângă mine și mă susțin întotdeauna. Și vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc la toți. Bun. Și acum dumneavoastră va trebui să mai rămâneți puțin pe scenă alături de noi, pentru că va trebui să... Dumneavoastră cine? Dumneavoastră Nicușor? Da. Ah, perfect. Na. Eu am 47, nu știu cât aveți voi. Sunteți mult mai bine. Noi te depășim pe el. Cum îl rugăm pe Nicușor să stea să ne ajute cu îndunarea unuia dintre cele mai importante și dragi premii pentru noi în această avem, seară? Un premiu pentru întreaga carieră. După cum știți, în fiecare an revista noastră atribuie un premiu pentru întreaga carieră de diferiților artiști de seamă ai acestei țări, pentru că credem că în cultura și în dezvoltarea culturii sau răspândirea culturii în această seară. Așadar, la ediția 12-a, ne face o deosebită plăcere să-i acordăm premiul pentru întreaga carieră maestrului Ion Dichiseanu, Pierre Vaian, din toate pânzele sus. Bună seara, maestre! Vă așteptăm pe scenă! Bună seara! Bine, sunteți binevenit pe, și pe această scenă! Bună seara, maestre! Felicitări! Cu respect! Bună seara! Aveți microfonul! Mulțumesc, mulțumesc! Gândirea. Mulțumesc tuturor care s-au gândit la mine, mulțumesc! Vă urez... Dar n-am voie să plec, să nu vă spun și eu câteva vorbe, dacă îmi permiteți. Cu paharul în mână. Dacă se poate. Scumpii mei, nu sunt în voce, dar vă zic câteva cuvinte. N-am voie să părăsesc scena, așa am învățat-o de la maestrii mei, să nu zic câteva vorbe. Cine nu știe de Mihail Eminescu, se apropie ziua lui pe 15 ianuarie. Nu o să spun poezii de Eminescu, nici de Omar Khayyam, care a scris filozof, poet, istoric, acum 1300-1400 de ani. În schimb, voi face o paralelă, că suntem la masă în evenimentul ăsta. Mulțumesc.
Nu, ce drăguț. Nu beau vină, eu beau whisky. Dar mă rog, gestul contează. Vreau să vă spun, în poezia lui Eminescu, să fiți atenți, finalul, o poezie filozofică, stelele în cer. Finalul e așa. Nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce mi s-a dat. Deci ați reținut clipa. Un catren al lui Omar Khayyam spune așa. Bea vin. În el găsi vei viață fără moarte. Pierduta tinerețe, doar el ce va reda. Sublimul timp al rozei și al inimii curate, trăiește-ți clipa dată, căci clipa e viața. Trăiți clipa, copii. Simțiți-vă bine, mulțumim celor care au organizat acest eveniment. Vă doresc un Crăciun fericit, un an bun, cu sănătate, cu pace. Și bunicul meu avea o vorbă, să vă iubească bucurie. Wow! Vă mulțumim din suflet, maestre! Seară frumoasă în continuare! Mulțumim frumos, domnul Nicu Ușor! Mulțumim frumos! Domnul Popescu, sănătate, fericire! Pace și la mulți ani! Numai bine! Sărutări de mâini, Doamne! Bun. Acum... ce să vă zic, avem un moment foarte interesant, nu este muzical, este un moment interesant. O să vă povestesc imediat despre această familie minunată. Familia Cristea, doamna Carmen și domnul Remus au venit și cu fetițele. Domnul Remus face, sau e în circ de la vârsta de 5 ani. Au fost pe la emisiuni. Au lucrat pe la Circul de Stat, n-au mai avut loc pe acolo și au făcut ei trupa lor, Circul As, și au venit cu un număr destul de interesant, Cowboy Show, iar la un moment dat va fi o chestie destul de interesantă. Am stat de vorbă cu maestru și zice, mă duc să mă spăl pe mâini că am mâncat o prăjitură și să nu mi-arunte în ce cuțitul de mână. Domnișoara care trebuia să vină cu ei s-a îmbolnăvit, și m-a rugat pe mine să particip la acest experiment. I-am explicat că eu am eșalonare cu ANAF și că nu prea pot să particip la acest joc cu cuțite. Și dacă cineva dintre dumneavoastră are curaj să vină, e așteptat. Nu, doar 3 cuțite, nu sunt multe ca să vă sperie. Sau... Are și topoare. Să vă prezint arsenalul. Are topoare. Are cuțite, chestia aia neagră probabil, dar nu o să-l las. Vrea probabil să se lege la ochi, dar nu o să-l las. Iar dacă dumneavoastră îi aplaudați, unde, maestre, unde veți veni? Vă rog, haideți, veniți ca să vă vadă lumea. 1,90 m. Bună seara, bine ați venit, maestre. Bună seara și o seară plăcută vă doresc. Ce veți face? Veți avea loc aici sau vreți să mergeți în față pe scenă? Fața scenei. Ok, bun. Păi vă așteptăm. Dacă aveți și ceva, vreți muzică sau vă trebuie liniște să vă concentrați? Muzică, ok. Maestre, pune muzică. Să nu treacă nimeni. Să nu treacă nimeni pe aici. Puteți să dați mai încet, mai încet. Cea mai curajoasă soție. Numai puțin să iau unghia, doamnă, unghia, v-a lăsat unghia acolo. Ce curajoasă sunteți! Ăsta este un tratament foarte bun pentru soțiile care vor să se lase de fumat. Wow!
aplauze, eu zic că merită aplaude. Aplauze pentru că... Opa! Mamă! Lăsați telefonul și luați-vă eclerul din farfurie, că o să vi-l ia. A colaborat și cu PSD-ul o perioadă bună. Fetița lor cea mare este aici. Și s-a apucat și a decis. Wow! Aplauze! Doamne Dumnezeule! Croitor cu cuțitul. Vă dați seama că trebuie să se înțeleagă bine acasă. Adică n-ai cum să spui, am venit cu soția, dar suntem certați. Suntem în divorț. Au locuit la bloc o bună perioadă, dar a trebuit să se mute la casă pentru că el se antrena în dormitor și a dormit peretele despărțitor cu vecinul. Remus Cristea, Carmen Cristea, Circul As. Mama lor de prezervative, foarte bine le facem, să facem copii. Te ofer? Îți dau 50 de euro. Îți mulțumesc că mi-ai salvat. Rămân eu? Serios? Eu sunt foarte lat în spate, nu prea pot să... Să desfac picioarele? M-am întâlnit toată cu pomoha și la fel mi-a zis. Stați un secol, luați-mă mai încet. Deci... Nu, păi nu să mă mișc, stați un pic. Țin aia, aici, în zona asta. Aici, alu. Stau, nu, serios, stau lipit sau stau drept? Cățea și curata. Mamă! Cățea, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu! Nu, mai jos! Oh, mi-i băgă între picioare! Desfă picioarele, auzi? Când tremură? Aveți emoții? Miroase? Păi da, miroase? Gata? Mignea, sună tu la un doctor să vină să-mi ia pensiunea. Frate! De câți ani sunteți căsătorită cu domnul... 20. Domnul, v-a înțepat vreodată? Nici. Și acum ce eu am plecat? Ce faceți cu topoarele alea? Vă jur că sunt transpirat deja. Domnul din spate, cine e? Dușman? Ha ha ha!
Carmen și Remus Cristea. Dumnezeule mare! Cum e să lucrezi cu maestru? Foarte bine. Mama, mama, mama. Ce moment avem acum? Maestre, trebuie să le explicați invitațiilor ce cuțit ai văzut acasă la tati. Wow! Wow! Circulas! Incredibil, dar adevărat. Mulțumim, aplauze! Familia Cristea cu două fete superbe care și ele fac circ. Cea mică este aici, cea mare s-a ocupat de a-l ajuta pe tati. Aplaudați-i că merită, deci chiar au făcut senzație. Sărumâna, dacă vreți, vă rog frumos să veniți aici pe scenă. Veniți aici pe scenă, vă rog frumos. Am niște lucruri de aflat. Hai și tu, domnișoară. Hai, hai vino aici cu mami. Hai, nu te dezbrăca. Deci eu am trăit și vă jur că, nu că sunt curajos, dar la chestii de genul ăsta chiar nu-i de joacă. Vi s-a întâmplat în prezentările dumneavoastră de-a lungul timpului. Hai vino și tu, domnișoară, aici. Hai cu tati. Haideți. Vreau să vă vadă lumea, pentru că dumneavoastră munciți. Haideți, haideți. Haideți, maestre. Vi s-a întâmplat... Haideți, veniți aici. Hai. Vi s-a întâmplat să aveți emoții, să vă simțiți obosit, să... Pe românește, să dați rateu? Emoții am avut prima dată cu familia la acrobațiile pe sârmă la înălțime, în 1977, la Festivalul de Circ din Moscova, când a participat pentru prima dată la vârsta mea. Am debutat la 5 ani. 5 ani! Aplauze! 5 ani, frate! Zic că tatăl meu, până la vârsta de 80 de ani, a fost în arena circului. Da. Păi am pielea de găină pe mine și vreau să vă mulțumesc. Spune-mi, te rog frumos, ce vrei să-ți aducă moșul? Pui pariu că moșul o să-ți aducă ce-ți dorești? Da! Ce mai? Eu cred că moșul e pe aici, pe undeva, că a trecut. La un moment dat mi-a zis cineva, domnul Nicușor și domnul Mica, că ar fi trecut pe aici. Deci unde sunt copii? Iar tu, domnișorul, vin încoace. Hai! Tu ce-ți dorești de la moșul? Nu-mi doresc nimic. Să nu zici pe aia că eu nu cred în moși, că nu te cred. Bine. Lorena aranjează cu moșul să-i aducă cadourile lui Alexia. Am înțeles. Tu ce... Da. Să vă fac o demonstrație. Este acrobată de la vârsta de 3 ani. Acrobată. Bun. S-a descălțat și ce vrei să faci? Un moment de contrasă. Mamă, ce face revulsinul. Doamne Dumnezeule! Doamne. Așa ceva cu muncă zilnic, cu antrenamente zilnice, așa-i? Lumea să știi că se uită, oamenii au rămas mulți aici, de se uită și nu le vine să creadă. Felicitări! Mai ai ceva să ne arăți? Vă mulțumim, maestre! Felicitări încă o dată, sărbători fericite, vă pup, sărut mâna. Mă bucur mult că v-am cunoscut. Mi-a plăcut în continuare, vă doriți și la mulți ani. La mulți ani, rămâneți la masă până la final. Bravo! Ce fericită e cea mică. Dumnezeule mare. Da. Cum sunteți?
E fum, o să sun la ISU, să-l întreb pe domnul Micușor dacă are... Aveți? Aveți? Nu mai sunt. Bun. Sunteți bine? Sunteți ok? Mâncărică, băuturică, toate bune? Vă gândiți de Revelion, de Crăciun, nu? Fiecare cu plecări prin străinătate. Viena, Poiana Brașov, milionarii la Poiana Brașov. Oamenii amărâți la Viena. Bun, haideți să continuăm. O invit din nou alături de mine pe Oana Lis. Oana, te rog frumos să vii de această dată singurică, pentru că mai avem de dat un calup de premii. Dați-i dumneavoastră microfonul. O puteți aplauda și pe Oana, că este din familie. Ok, bun. De această dată, ce faci? Ești ok? Vreau doar să zic că visul meu când o să fiu bătrână, îmi doresc să am bani și să merg pe croaziere și să joc la jocuri de noroc. Ăsta e planul meu în 30 de ani. Nu, să faci o fundație care să strângă bani unde... Pe la toți bătrânii. Nu, dar să știi, apropo de vase de croazieră, am un prieten, vai mama lui și-a luat acum elicopter, și își ține părinții pe un vas de croazieră de vreo 3 ani de zile. A zis că e mult mai ieftin să-i țină pe un vas de croazieră decât pe vapor. Și de 3 ani de zile, ăia bătrânii se plimbă și mi-a zis, acum făceau scandal, am vorbit cu el când povestea că era supărată maică, că s-a săturat, că a văzut de vreo 40 de ori Lisabona. Să-mi dai numărul lui, să-l trimiși eu pe Viorel în croazieră. Ce ziceți, domn Viorel? Facem deal-ul? Bun. Bine, haideți să continuăm cu premiile. Aude, liniște. Toată lumea așteaptă premii. Voi câștigai-o, noi câștigai-o. Bună seara. Sunteți supărat? Domnul e supărat de lângă dumneavoastră? Sunteți supărat? Nu. Vă salut. Mă bucur că zâmbiți. E foarte important să zâmbim în țara asta de dezvoltare. Cel mai bun laborator de omologare și testare. Dacă aveam niște de-astea, jingle, să creăm emoție, să... Deci, cel mai bun laborator de omologare și testare, BMM Test Labs. BMM, bună seara, am pronunțat, am zis corect, da? Vă rog, aplauze, mai multe aplauze. Este un domn cu care de fiecare dată când întâlnesc... Vorbesc de toate, ne-am cunoscut anul trecut. Ne vedem măcar dacă ne vedem o dată pe an, tot e bine. Maestre, bună seara, aveți microfonul. Wow, maestre. Bună seara, este un premiu extrem de important pentru BMM Test Labs România, pentru că vine la 6 luni din momentul în care am început să apărăm aici în piață și să facem ce știm noi să facem mai bine. Este un premiu al unei echipe de profesioniști, o echipă extrem de bine pusă la punct din punct de vedere tehnic. Este un premiu care ne obligă. Ne obligă să fim din ce în ce mai buni, ne obligă să ne apropiem din ce în ce mai mult de problemele operatorilor din această industrie și, bineînțeles, este un premiu care ne onorează până la capăt. Vă mulțumim! Vă mulțumim frumos și noi, sărbători fericite și seară frumoasă în continuare! Primit aplauze și de la concurență, am observat. Păi normal, că aici suntem prieteni toți. După aia vedem noi afară ce facem. Următorul, da, este... Dă-mi minut, te rog, să-l dau Oanei. Te rog frumos, Oana. Cel mai performant marketing... Cel mai performant marketing jocuri online... Betano! A fost, nu, dumneavoastră nu, că ați fost și anul trecut. Acum vine colegul dumneavoastră, foarte bine faceți, bună seara. Da, vă schimbați la pauză, felicitări pentru premiu. Și câteva cuvinte. Mulțumesc în numele Betano pentru acest premiu. Încercăm să avem o strategie de comunicare cât mai elegantă, cât mai simplă. Sperăm că și place.
Recent am lansat și o campanie pentru jocul responsabil, un drum început în urmă cu 6 ani de niște domni prezenți inclusiv aici, la Rombet. Cam asta este, mulțumesc și sperăm să mai vedem și la anul. Ce înseamnă joc responsabil? Jocul responsabil înseamnă să adresează jucătorilor care accesează platformele de jocuri de noroc, inclusiv online și offline, pentru a nu deveni dependenți. De a juca de plăcere, de a juca, de a miza doar sumele pe care și le permit, fără să survină probleme de dependență. Am crescut cam asta. Foarte frumos. Vă mulțumim frumos, seară frumoasă în continuare. Adică, Oana, îți explic eu mai pe românește, să nu pui apartamentul, să nu... Citeam de curând, apropo de această dependență, cum că un joc Fortnite la copii este cel mai popular joc de pe planetă, și că tâmpiții în China au făcut centre de dezintoxicare a copilului de joc. Adică a sta copilul la calculator cel mult 2 ore pe zi deja este foarte mult. Dar fără telefon, ai văzut că stăm pe telefon, pe WC-ul, în trafic. Da. Asta e lumea în care trăim. Da. Bine, bun, mergem mai departe. Avem, să mă iers că sunt tâmpit, am sărit la o altă categorie, dar domnul la premiu pe sunt bune. Sunt cu Alzheimer. Da. Hai ușor, cel, ți aduci tu aminte. Cel mai bun studio de această dată, cel mai bun studio, sunt cei de la Playtech. Playtech, cel mai bun studio, din nou pe scenă, scumpă doamnă Sărâmâna, vă rog, veniți. Ei. Nu vă așteptați, așa-i? Vă rog. Felicitări. Dacă vreți să mai spuneți ceva, dacă nu... Da, vă mulțumesc din suflet. O seară de excepție pentru noi. Dar nu mă așteptam. Deși sunt sigură că este alegerea cea mai bună. Noi ne dăm silința și o vom dovedi în continuare în anii ce vor urma. Așa să vă ajute Dumnezeu să mergeți înainte. Chiar organizatorii m-au rugat să vă rogeți să vă faceți curat în portbagaj pentru că mai aveți de luat încă vreo 2, 4, 6. Ok, bun. Inovația anului. Ia să vedem ce și cum s-a întâmplat pe aici. Inovația anului merge la un aparat S-Line de la EGT. S-Line, EGT, vă rog frumos. Deci că e marca de Mercedes. Da, deci că e marca de Mercedes. Sărbuna, vă rog frumos să veniți. Vreți să vă ajut? Dați-mi mâna. Sărbuna. Premiul este aici. Câteva cuvinte, vă rog. Bună seara. Mă bucur să ne regăsim și anul acesta. Și mă bucur în același timp să am din nou plăcerea și onoarea de a primi acest premiu în numele EGT România. Vă mulțumim tuturor pentru voturi, pentru aprecierea inovației care în acest an se numește S-Line. E vorba de o gamă revoluționară de terminale multiplayer și funcționează atât ca aparate de slot, cât și ca terminale. Așadar, vă mulțumim. Vă doresc o seară plăcută. Și felicitări. Eu am o întrebare. De ce au dispărut aparatele alea care trăgeai de manetă? Îmi plăceau foarte mult. Păi nu cred că au dispărut. Mai sunt? Eu n-am mai găsit. În România nu mai. O seară plăcută. Să rămână, mulțumim și dumneavoastră, sunteți cu emoții. Dar, apropo, adică ce chestia aia de tras nu mai există? Nu. Poți să tragi de altceva. Bun, mergem mai departe. Cea mai bună casă de pariuri. Ia să vedem. Premiul merge la cei de la Superbet. Aplauze și mulțumim frumos. Cea mai bună casă de pariuri. Vă așteptăm aici pe scenă să primiți premiul. Sărut mâna. Să nu aveți emoții. Că nu aveți de ce. Felicitări. Oana. Sărut mâna. Cum vă numiți? Alina. Bună seara. Mulțumesc în numele echipei Superbet pentru acest premiu. Pentru noi reprezintă un vot de încredere că ceea ce facem, facem bine
și promitem că și de acum încolo vom face lucrurile cel puțin la fel de bine ca și până acum. Vă mulțumesc încă o dată și o seară frumoasă în continuare. Asemenea și la dumneavoastră, salutați colegii din partea noastră, sărbători fericite și să ne vedem la anul. Sărut un an. Bun. Cea mai bună casă de pariuri 100% românească. Ia să vedem, sunt peste 1000 de case de pariuri probabil, nu? Dar premiul din această seară merge la cei de la GetsBet. GetsBet, sărut mâna. Nu știam că există o casă. Uite, ai aflat acum o chestie iarăși foarte tare. Sărut mâna, scumpă doamnă. Vă așteptăm aici pe scenă să luați premiul de la Oana. Și să ne spuneți și dumneavoastră urări, chestii, cum se face. Să rămână, bună seara, vom face program de guvernare. Să rămână, aveți microfonul. Bună seara tuturor! Mulțumesc! Bună seara tuturor și am onoarea să ridic acest premiu în numele echipei GetsBet. Și tot în numele echipei noastre vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au votat. Mulțumesc! Știți că revista sau cei cititorii revistei au insistat pe acest brand și la un moment dat cei care au monitorizat o să vă arate că a fost foarte, foarte sus față de restul. Sărut mâna! Tot, maestre, totuși, domnul DJ, totuși puneți o casetă cu aplauze, cred că e mai bine așa. Bun, haideți din nou cu muzică. Îl invităm alături de noi. Să rămână, Oana. Mulțumesc frumos. Seară frumoasă. Du-te lângă soțiorul tău scump acolo și ne vedem mai târziu. Doamnelor și domnilor, îl invit din nou pe scenă alături de noi pe domnul bariton Iordache Basilic. Dame umel. Știu. Basilic. Am greșit și la tine. Lasă, îți prea am zis. Seară faină. Hai, succes! Ne reîntâlnim. O să încep cu o piesă foarte frumoasă, se cheamă Bésame Mucho, doar că e o variantă mult mai specială, mai de concert, nu e cea clasică. O să vedeți. Bésame mucho,
I'm dreaming of a white Christmas.
să închei starea minunată a partea mea de cântec cu Silent Night. Vă rog frumos, eu am zis că așa, dar sunteți pe grabă, dacă e altă dată. Vreau să cânt și eu o piesă cu dumneavoastră, adică să facem un trio. Vreți? Sigur, ce propui? Am cântat în clasa 10-a, în 1908. Toamnă, toamnă. Libia, trebuie să ai paharul în mână, nu să ai. Na. Paharul, dar e șampania. Unde-i paharul? Dați-mi paharul. Mai bine cântai la domnai mobile, eri pensie, o scoară. Când să vin la probă, la operă? Vino la mine să te învăț un pic. Ok, da? Maestre, am nevoie de... 100 de euro lecția de da. Cantă, o oră, da? Primești bonuri de masă? Și rar. În timp de foame pe Buleșeală. Bun, nu, trebuie să rămâi aici lângă mine, pentru că aveam de dat premii, un nou calup. Aha, bine. Vom merge repede. Bun, avem cel mai performant marketing Casino Life. Vă rog foarte mult, dacă e să intrați, pentru că vă veți auzi numele și pierdeți premiul. Este păcat. Premiile sunt substanțiale, pe lângă acest cristal pe care îl primiți. Am fost la concursul unde oamenii au primit premiul și după care a apărut premiul la un sfert de oră pe OLX. Da, mă rog. Bun. Avem cel mai performant marketing Casino Life, Palace Casino Casa Vernescu. Sărut mâna, bine reveniți pe scenă pentru a primi cel de-al doilea premiu. Două premii. Sărut mâna.
maestrul Iordache o să vă mâneze premiul. Felicitări, doamne. Mai aveți ceva de spus? Mai aștept încă unul? Nu știu, să vedem. Aveți pe cineva să vă ajute dacă e să cărați premiile? Absolut. Felicitări și succes în continuare. Echipa dumneavoastră este super, mega veselă. Se oferă prime acum de sfârșit de an în lumea dumneavoastră? Da. Adică, după cum am spus, e un nu. Da. Am primit o chestie foarte interesantă acum mulți ani de la o bancă nouă în România. Ne-au dat la toți câte un card la echipă. La mulți ani, felicitări, bla bla bla, ne-am pupat. Știi? Și la 3 luni ne sună una de la bancă. Pentru prima rată aveți să depuneți 1000 de euro. Noi cheltuisem toți banii. Păi cum, nu este un... Păi nu, este card de consum. Așa cum mă judec. Da, bine, să rămână. Vă mulțumesc frumos, seară frumoasă în continuare. Cel mai performant marketing sală de jocuri de această dată, vă rog frumos, cristalul maestrului Iordache aici de față. Cel mai performant marketing sală de jocuri, Game World. Pentru mine să știți că, nu știu, deci, ambasadorul Statelor Unite la București. Vă rog. E așa, am dreptate echipa. Deci are, e american, jet pe jet, îl vezi de pe Street World, ceva, o chestie de asta, business, chestii. Vă rog. Mulțumesc, Codoruț. Este o mare plăcere să primim acest premiu pentru activitatea noastră de marketing și aș vrea să profit de prezența mea aici pe scenă ca să vă invit să investiți într-un marketing făcut de oameni profesioniști, eficienți și responsabili. Mulțumesc încă o dată, felicitări echipei Game World București Mall. Mulțumim, echipă faină. Dacă ați ajuns să luați premii, înseamnă că acolo e o energie pozitivă. Sunteți prieteni. Nu aveți bârfă, chestii de-astea. Bun. Cel mai performant francizor. Vă rog frumos. Francizor. Ia să vedem. Premiul merge la Go Bet. Am zis iar, era cu Bet. Să știți că domnișoara care vine să ia premiul face surfing. Surfing, you know? Salut, Una. Am pronunțat corect numele firmei? Aproximativ. GoBet. Da, simplu. A spus odată o tipă că o fraiere, da? Bun. Premiul și dacă aveți ceva de spus, felicitări, vă rog. Bună seara, în primul rând, mulțumim frumos pentru premiu. Este primul an în care primim această recunoaștere. Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu în numele întregii echipe GoBet, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru efortul depus și mulțumim de asemenea și partenerilor noștri, cei care dețin aceste francize și care ne-au ajutat să ajungem la aceste rezultate cu încrederea pe care ne-au acordat-o. Mulțumim frumos și o seară plăcută în continuare. Salut, Una, mulțumim frumos și noi. Mai avem la acest calup de premii încă un premiu, după care o să ascultăm muzică și interesantă de această dată. Deschiderea anului în gambling. Cine? Andra? Te cheamă Andra. Bravo, Andra. Felicitări. Seară frumoasă, Andra. Ați filmat, da? Instagram, Facebook, tot. Să aveți grijă că Facebook nu mai e la modă. Am fost acum la un festival, la un târg de gameri, unde copiii nu se mai uită la mamă, la tată, se uită pe YouTube, de dimineața până seara. M-a întrebat o tipă, din ce joc sunt, ce personaj, că aveam sacul ăsta pe mine, ce tu din ce joc ești? Bun. Deschiderea anului în gambling, am spus. Premiul merge la Poker Room. Aplauze. Felicitări. Premiul se află deja în mâna domnului Iordache. Bine ați venit. Câteva cuvinte. Seară faină în continuare.
Vă rog. Bună seara. Mulțumesc pentru acest premiu, atât eu cât și întreaga echipă Poker Room. Mă bucur foarte tare că întreaga industrie a gamingului din România își îndreaptă atenția către această nișă a pokerului și este o mare bucurie pentru noi. Această nouă locație a fost deja inaugurată și este dedicată 100% tuturor jucătorilor de live poker din România și îi așteptăm un număr cât mai mare. Vă mulțumim și sărbători fericite! Mulțumim, seară frumoasă în continuare! Seară frumoasă în continuare! Rămâneți alături de noi că avem un moment muzical destul de interesant. Era în copilărie, era o tipă, Lily Westphal, care apărea cu un saxofon. Doina Spătaru, aplauze și o invit aici, alături de dumneavoastră. Doina, lumea, hai, te rog frumos, sărut mâna. Doina, mi-a zis așa, Doina Spătaru și atât. Sărut mâna, Doina. Stai, uite, vorbim să ne audă lumea aici. Ce faci, Doina? Foarte bine, mulțumesc pentru prezentare, Doina și atât. Da? Vă mulțumesc pentru invitație. Vă cânta o altfel de muzică. Cine vrea să danseze, să danseze cu mine. Cine vrea să cânte cu mine, să cânte cu mine. Vreau să povestim pentru cei care sunt prezenți în sală despre acel nou proiect cu colindul făcut de voi. Păi, am doi colegi cubanezi cu care am înregistrat un colind. Ok. Și, bun. Și unde îl găsim? Unde îl ascultăm? Momentan e acasă la noi, dar va fi la voi pe radio, din câte știu, da? Bine. Vă mulțumesc mult! Te ascultăm! Thank you.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Na 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 na, na 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 na.
way bigger than this. But I'm Beverly Hills. Don't let me go. Yeah.
danseze la cei mai jos, așa noi suntem jos, așa că nu avem cum să facem treaba asta. Dar eu zic că ne distrăm oricum, nu? Get low, get low, oh. Și am înțeles că va pleca la alt eveniment și tot așa. Succes! Bravo! Felicitări! Bun, bun. Mergem mai departe. Nu știu dacă știți, cei pentru cei care nu au ieșit afară, afară ninge liniștit și foarte mult. S-a pus deja zăpadă pe mașini. Dacă aveți cauciucuri de iarnă, bine. Dacă nu, rămâneți aici peste noapte, pentru că la Ambassador Home avem și camere, avem și case. Vin alături de mine pentru ce va urma, pentru că mai avem de dat niște premii. Îl invit alături de mine pe domnul Andrei Frimescu, directorul de marketing și comunicare al Game World. Maestre, vă rog frumos, un microfon, imediat să rezolvă și treaba asta, să-l aplaudați pentru că merită. Bine ați revenit pe scenă. Deja probabil că dumneavoastră cochetați cu scena an de an și v-ați obișnuit. Nu mai aveți emoții, e așa o chestie de plăcere mai mult. Am de la cine învăța. Da, e, nu, mulțumesc frumos, e prea mult. Bun, avem de dat două premii. Premiul pentru implicare socială, proiectul Joc Responsabil. Și acest premiu interesant merge la domnul director executiv Asociația Joc Responsabil, domnul Sergio Seveși. Bună seara, bine ați venit! Felicitări! Aveți de luat premiul de la domnul Andrei și microfonul de la mine, de la domnul Andrei și microfon și premiul.
Ascultăm de la dumneavoastră un mesaj așa de sfârșit de an. Bună seara! E prima oară când duc pe scenă într-o carieră de 23 de ani în social. Serios? Da. Și cum e? E interesant de aici sau e mai bine acolo? Întotdeauna mi-ar fi plăcut să fiu suflet la teatru. Un pic boem așa, să trăiesc la Paris și să îl ajut pe domnul Depardieu să termin o piesă într-o seară frumoasă. Acum la ce se întâmplă? Din păcate m-am ales o altă carieră. În primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet că ne susțineți, pentru că această asociație care inițial a fost un program nu ar fi astăzi aici și nu ar avea un viitor fără o piață care este pregătită să susțină un astfel de program și o astfel de organizație. Ce pot să vă spun este că într-un viitor cât se poate de apropiat veți auzi de noi nu neapărat aici pe scenă, ci mai mult prin rezultatele proiectelor și programelor pe care vrem să le facem. Vă mulțumesc, un sfârșit de an fericit și un 2019 cât mai bun. Asemenea și la dumneavoastră, vă mulțumim frumos! Felicitări pentru premiu, seară frumoasă în continuare. Bun, mai avem de dat un premiu, domnul Andrei, premiul pentru avocatul anului, cu care sigur am să colaborez și eu, pentru că mai am de luat niște bani de la prima din 2016 și sigur o să rezolv, după ce o să ia premiul, o să stăm de vorbă. Premiul merge la doamna Teodora Luca. Sărut mâna, doamna avocat, aplauze pentru doamna Luca. Sărut mâna. Mihai Luca, Law Office. Bine ați venit, sărut mâna, felicitări pentru premiu și vă ascultăm. Mulțumim frumos pentru recunoașterea eforturilor noastre. Mulțumim că ați avut încredere în noi și anul acesta. Mă bucur tare mult că nu v-am dezamăgit. Da. Sărbători fericite. Cum pot să iau legătura cu dumneavoastră? Am un caz mai grav, dar nu-l discutăm aici. O să îmi lăsați cartea de vizită și vorbim. Sărut mâna, vă pupăm, sărbători fericite. Vă mulțumesc frumos, domnul Andrei. Rămâneți, nu plecați, da? Bun. Haideți că avem un moment iarăși la fel de inedit, dacă ați avut parte de doi baritoni de excepție cu greutate în această seară, am făcut o nouă combinație și o să urce pe scenă pentru a cânta domnișoara Georgia Dascălu și Alexandru Constantin. Aplauze, vă pupăm, bine ați venit! Tu, Alexandru, ai prietenă, nu? Ai prietenă? Nu, nu, nu. Ai prietenă? Tu ai prietenă. Eu, da. Da. Nu, dar asta, dar vă potriviți. Da, tu ai prietenă? Succes! Seară frumos! Nu, dar noi vrem să știm dacă tu ai prietenă. Nu cu acelea. Se schimbează, nu vrea să vrea să spun. Trebuie să vă mărturisim că e prima oară când cântăm împreună, deși ne știm de ce vreme. Da, iarăși, inevitabil se întâmplă atunci când e menit să se întâmple. Aplauze încă o dată pentru Georgia Dascălu, voce a României excelentă. Mulțumesc frumos! For me, so I'll never seem so right before.
such a perfect fuse. My head is dark and red and all the nights are blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I'll never leave. I Yeah.
Mulțumim tare mult! Georgia Dascăla! Mulțumim tare mult! Mulțumim, Georgia! Vă mulțumim frumos, super, foarte tare, poate faceți un... Dar este, voi cântați mai de mult sau este pentru prima oară când v-ați întâlnit? Este prima oară când cântăm pe scenă, ne știm de ceva vreme. Dar super, am avut ocazia în această seară aici, la... Felicitări! Să dea Dumnezeu să aveți și alte momente împreună să cântați. Bun, ăsta e textul, astea sunt ale voastre, da? Dragilor, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei gale cu numărul 12. Va trebui să spun partenerii care ne-au fost alături în această seară. Va trebui să-l invit pe domnul Mihnea Popescu alături de mine, pentru că mai avem un premiu de oferit. Partenerii noștri din această seară, cu care sper să colaborăm și pentru ediția cu numărul 13, Ambasador Evans, GDGL Pro, avem Cristo Gono Style Studio, Calea Victoriei, numărul 101, și vă invit să mergeți cu drag acolo, pentru că aveți lucruri interesante pentru cadou, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Premier Palace Spa Hotel, Asociația Rombet, și ce să vă mai spun, avem de dat un premiu. Avem de dat un premiu. Dă-i drumul de acolo. S-a aprins. Gata, acum tuturor te rog. Tuturor partenerilor le mulțumim, bineînțeles. Da, 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 sigur, sigur. Vă așteptăm la magazinul din Calea Victoriei 101. Să nu uitați. Da. Și acum hai să dăm premiul. Da, și mai mult decât atât, dacă veniți cu mașina, faceți dreapta până în magazin, mai mergeți 50 de metri și sigur găsiți loc. Bun. Avem un premiu. Cel mai așteptat moment al serii scrie aici, dar este momentul de încheiere, după care noi o să ne luăm la revedere și o să vă spunem sărbători fericite. Dar e cel mai așteptat moment al serii, când ne luăm la revedere. Ăla e, da. Bun. Premiul pentru anul... Pentru... Stai. Da, da. Premiul pentru omul anului 2018 din industria de gambling din România. Da? Odată. Pentru cea mai mare implicare anul acesta. În industria de gaming. Industria de gaming pentru domnul... Anchidim Zădrean. Bună seara, domnul Zădrean. Vă rog frumos să veniți pe scenă. Și felicitări pentru faptul că în acest an minunat pentru dumneavoastră ați făcut multe lucruri frumoase. Aveți microfonul, vă rog. Vă rog, microfonul. Bună seara tuturor. Bună seara. Bineînțeles că mă onorează acest premiu. Cununează o perioadă de activitate în această zonă a jocurilor de noroc. Oricât aș fi eu de satisfăcut de primirea acestui premiu, trebuie să spun că nu mi se datorează mie. Suntem o adevărată echipă care lucrăm pentru industrie și trebuie să amintesc colegii mei, Dan Ghiță, Dan Iliuici, Bogdan. Sunt prezenți aici, domnul Zăgrăd? Sigur. Felicitări! Veniți pe scenă și voi, haideți că sunteți o echipă chiar mișto. Și nu în ultimul rând, haideți. Narcisa. Și trebuie să mulțumesc, în primul rând, într-o ordine firească, celor care m-au nominalizat, după aceea celor care m-au votat și după aceea vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că ați rezistat până la acest moment să fiți alături de mine la primirea acestui premiu. Și pentru că m-a inspirat un pic domnul Dichisianu, aș vrea să vă transmit ce a încercat Coșbuc cu versurile lui, să ne spună un mod de comportament în viață. Sper să nu fi uitat prea mult din versuri. O făceam când eram copil, recitam versurile respective. Sunt destul de... E cântecul destul de scurt. Sper să mi-l reamintesc și să nu mă abat de la ceea ce a vrut să spună poetul. El spunea cam așa: traiul când ți se urăște, lasă-l totul și iubește. De te doare o grijă grea, nu te plânge, taci și bea. Iar vreun dor de te frământă, ca să te mângâi, tu cântă. Toate astea lucruri sunt sufletului pe pământ. Tu
să încerci cu toate trele. Dacă nu afli leac în ele, mori și nu trăi nebun. Mori, că numai mort ești bun. Mulțumesc! Mulțumim foarte tare! Felicitări! Felicitări, domnul Degreanu! Felicitări, felicitări întregii echipe Rompet. Este o echipă care chiar se agită pe piața asta, chiar face ceva și se vede. Nu zic că celelalte asociații n-ar mișca, și ele mișcă, dar mai ușor. Mai... Felicitări de toată! Sănătate! Sărbători fericite, numai bine! Domnul Popescu, trebuie să ne luăm la revedere, să vă salutăm, să vă spunem tuturor și celor de acasă la mulți ani, să ne vedem cu bine, sănătoși, la pungă groși și mai frumoși. Și mai frumoși și un an nou fericit, nu? Vă așteptăm la celelalte, la următoarele evenimente Casino Life and Business Magazine. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această 12-a ediție a galei. Vă așteptăm și la celelalte gale și la toate evenimentele. Sărbători fericite, un an nou cum vi-l doriți, un an nou excepțional, un an nou fără griji, numai cu câștiguri, numai cu reușite și cu sănătate, că e mai bună decât toate. La revedere, la mulți ani! La mulți ani, papa!